rapid astăzi? Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că este clubul la care am avut cele mai mari satisfacții din cariera mea de fotbalist. Am petrecut aici o mare parte din cariera mea. Cum am spus, sunt momente de neuitat pe care le păstrez în suflet și este clubul pe care îl iubesc. Da, normal că sunt nerăbdător. În primul rând vreau să mă revăd cu foștii mei colegi, vreau să văd, să trăiesc din nou de la nivelul gazonului atmosfera din tribune și mă bucur în primul rând că particip la acest eveniment. Cred că va fi ceva unic. Ce urez Rapidului la cuplirea ăsta? Ce să urez? Îi urez să fie la fel de iubit și de spectaculos cum a fost și până acum. Îi doresc ca în următoarea perioadă care vine să aibă rezultatele pe care ni le dorim cu toții și aici mă refer la să adune cât mai multe trofee și mai mult de atât ce aș putea să doresc unui club. Poftim? Centenarul, un trofeu, cum ar fi fost? Ar fi fost ceva extraordinar, dar bine, acum, cum ați văzut și voi, părerile sunt împărțite. Poate va veni anul viitor, nu? Nu știm care este anul centenarului, nu? Practic de acum începe următorul campionat și putem să sperăm și să spunem că Rapid va putea câștiga în anul centenarului acel trofeu pe care ne-l dorim cu toți. Ce fost mare jucător de la Rapid te-a făcut să te îndrăgostești de această echipă? Fost mare jucător? Păi pe mine m-a făcut să mă îndrăgostesc de această echipă publicul în primul rând, pentru că spectatorii, atmosfera pe care am trăit-o pe Giulești, pe bătrânul Giulești, că eu n-am avut, să spun așa, norocul să prind acest stadion, m-a făcut să mă îndrăgostesc de Rapid și cred că orice jucător care vine pe Giulești și joacă, indiferent că este de la Rapid sau de la adversarele pe care le întâlnesc cei de la Rapid, până la urmă te face să te îndrăgostești de această atmosferă. Ați fost să jucați un meci demonstrativ aici pe Rapid la o centenar, dar din păcate UEFA, cu campionatul european, prea s-a putut. Normal că ne-am fi dorit să ne reîntâlnim așa cu foștii colegi, cu fostele glorii. Ne-am fi dorit să ne întâlnim și să jucăm un meci, dar din păcate asta e situația. Important este că suntem aici pe stadion, alături de suporteri și că vom sărbători 100 de ani. Care? Eu zic că da, din punctul meu de vedere ce au făcut până acum au făcut corect, au niște oameni capabili în conducere care știu ce decizii să ia. Am văzut că s-a mărit și bugetul, din punctul meu de vedere achizițiile sunt bune, dar până acum rămâne să vedem ce se va întâmpla în teren. Majoritatea achizițiilor sunt bune din punctul meu de vedere. Sunt jucători de perspectivă, jucători care pot produce spectacol și fotbal de calitate în Giulești. Care e cea mai frumoasă amintire a ta la Rapid? Am multe amintiri frumoase. Golul cu Steaua din Giulești de la acel 1-1, având în vedere și situația în care se afla clubul în acel moment. Foarte mulți jucători neplătiți, plecaseră foarte mulți de la echipă. Momentul dificil în care ne aflam și foarte puțină lume ne dădea speranțe că putem obține ceva din acel meci. Și am reușit să înscriu și a fost un meci care mie unul mi-a rămas în suflet și în amintire.